Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bun găsit la Telejurnal! Autoritățile încurajează consumul de produse locale. Detalii mai târziu în jurnal, acum titlurile ediției. Zece câini găzduiți la padocul din Motru au fost eutanasiați. O asociație pentru protecția animalilor face acuzații dure. Micii de la Dădulești au fost verificați de inspectorii de la protecția consumatorilor. Ce au descoperit aceștia, vă spunem imediat. Festivalul Național de Teatru Ștefan Iordache de la Caracal începe în această săptămână. Ediția din acest an este dedicată scenografei Lia Manțoc. Este anchetă în curs după ce mai mulți câini de la padocul din Motru au fost eutanasiați. În timp ce administratorii instituției susțin că totul a fost legal și au fost eutanasiați câini bătrâni și bolnavi, o asociație de animale acuză că nu s-au respectat procedurile. Poliția va face lumină în acest caz. A fost deschis deja un dosar penal pentru ucidere fără drept a animalelor. În total, 10 câini găzduiți la padocul din Motru au fost eutanasiați. Reprezentanții padocului susțin că aceștia erau bătrâni și bolnavi. În plus, și adăpostul pentru animale a ajuns la capacitate maximă. Direcția publică Motru a obținut avizul pentru a eutanasia 20 de câini din padoc. Avem în padoc un număr de 76 de câini și le-am anunțat să respecte prevederile legale. Decizie de eutanasiere poate să emită doar primarul municipiului Motru. Conform prevederilor legale, selectați 20 de câini, direcția publică, fiind notificată în data de 21, are un termen de 14 zile pentru a pune la îndeplinire dispozițiile de eutanasiere. Reprezentanții padocului susțin că s-au făcut și demersuri pentru a da câinii spre adopție, dar nici localnicii și nici asociațiile de animale nu ar fi arătat interes pentru a lua vreun câine din adăpost. Am contactat în jur de 15 asociații de protecție a animalelor, au primit adrese pe e-mail prin care le-am solicitat sprijinul să ne ajute cu adopțiile, pentru că în municipiul Motru cetățenii au adoptat tot ce se putea adopta, iubitorii de animale, nu mai sunt doritori. În schimb, o asociație pentru protecția animalelor face acuzații dure. Eutanasia se practică de foarte mult timp, dar fără să ați îndeplini pașii legali. Instanța va hotărâ ce se va întâmpla în viitor. Nu s-a dorit o colaborare. Noi am depus anul trecut o adresă prin care solicitam participarea la toate acțiunile din adăpost și ale serviciului, deoarece legea ne permite. N-am primit niciodată niciun răspuns. Atât polițiștii cât și inspectorii sanitari veterinari au demarat anchetă și urmează să stabilească dacă eutanasierea a fost sau nu legală. Astăzi se vor recolta probe de acolo, se vor aduce la laboratorul nostru. Noi o să facem un examen anatomopatologic. Se vor recolta și probe care vor fi trimise la IDSEA București pentru un examen toxicologic. Așteptăm rezultate. În urma controlului efectuat de polițiști împreună cu reprezentanța IDSVSA Gorj, a fost întocmit dosar penal, fiind continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uciderea animalelor cu intenție fără drept și uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute conform ordonanței de urgență a guvernului 155 din 2001. Padocul din Motru are 70 de locuri. Nu s-au făcut deloc progres în cazul tinerilor din Târgu Jiu care au căzut din barcă. Pompierii au reluat astăzi căutările tânărului dispărut duminică în apele Jiului. Alături de scafandri și cu ajutorul mai multor bărci, până acum pompierii au făcut căutări în aval, pe o distanță de peste 5 km și o suprafață de peste 250.000 de metri pătrați, dar fără niciun rezultat. Mihai se plimba cu o barcă pneumatică, dar s-a dezechilibrat în apropierea barajului din Vârț. A căzut și a fost luat de ape. Prietenul său a fost salvat de pompierii chemați la fața locului. Tânărul se căsătorise la sfârșitul săptămânii trecute, iar soția sa, însărcinată, a făcut apel la toți prietenii să se roage ca acesta să fie găsit în viață. Zeci de pompieri și scafandri încă îl caută. Trei persoane din județul Călărași au fost reținute de polițiștii teleormăneni după ce au fost descoperite că vindeau tutun nemarcat fiscal pe raza județului Teleorman. Anchetatorii susțin că suspecții în perioada februarie-iunie 2021 au produs aproximativ 160 de kg de tutun nemarcat fiscal.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Telorman, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Roșiorii de Vede, au efectuat în cursul zilei de ieri 19 percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov și Călăraș și au pus în aplicare 5 mandate de aducere. Anchetatorii susțin că 3 persoane au comercializat peste 97 de kilograme de tutun din cantitatea produsă pe teritoriul României, peste 60 de kilograme de tutun, 250 de țigarete, 1000 de tuburi de țigarete și peste 140 de produse destinate ambalării au fost descoperite și ridicate de oameni legii în urma perchezițiilor domiciliare. Prin activitatea infracțională, cele 3 persoane au cauzat un prejudiciu estimat la peste 80.000 de lei. Față de cei 3, 2 bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 27 și 44 de ani, toți domiciliați în județul Călăraș, a fost dispusă măsura reținerii sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de codul fiscal, urmând a fi prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Roșiorii de Vede. Micii de la Dedulești au fost verificați. Controlul nu a vrut să scoată în evidență dacă au gust bun, ci condițiile în care sunt comercializați. Echipe mixte de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor au constatat deficiențe la comercianți la respectivul popas. Controlele de pe Dealul Negru au făcut parte dintr-o campanie care a marcat Ziua Siguranței Alimentare. Au fost controlați 5 vânzători de mici. La 4 dintre aceștia s-a oprit temporar activitatea. S-au dat 5 amenzi în valoare de 93.000 de lei și au fost distruse 78 de kilograme de carne pentru mici. Unul dintre cele mai importante obiective turistice din sud-vestul României, Cascada Bigăr, s-a prăbușit. Fenomenul care s-a produs aseară după ora 18 a stârnit numeroase controverse, existând voci care au spus că una dintre cauzele prăbușirii ar fi intervenția omului. Reprezentanții RomSilva resping însă această acuzație și susțin că este vorba exclusiv de cauze naturale. Peretele cascadei s-a prăbușit sub propria greutate, după ce, din cauza pietrificării stratului de mușchi depus pe acesta, clopotul cascadei s-a tot mărit în ultimii ani și, neavând susținere, a cedat sub propria greutate. Zeci de turiști au vizitat și astăzi Cascada Bigării, interesați să vadă dezastrul produs acolo. Oamenii spun că obiectivul turistic a început să devină celebru după anul 2013, atunci când cascada a fost declarată cea mai frumoasă din lume de jurnaliștii de la National Geographic. Până acum 10 ani, să vă spun, nu se oprea nimeni aici. Eventual ne uitam la peisaj aici, a fost reclama asta la televiziune. E o tragedie, dar poate se poate rezolva. Venea lume de peste tot, după toată lumea să o vadă, era un lucru inedit, frumos, dar mă gândesc că cu tehnologia care e în ziua de azi toate astea se va remedia totul. Dislocarea blocului care cântărește câteva zeci de tone s-a produs ieri în jurul orei 18 și 15. Primarul comunei Bozovici spune că în ultimii ani clopotul cascadei a crescut ca urmare a pietrificării stratului de mușchi care s-a depus peste peretele cascadei, iar acum s-a prăbușit sub propria greutate. Poate dacă s-ar fi intervenit și s-ar fi făcut o consolidare, prăbușirea ar fi putut fi evitată, numai că, fiind arie protejată, intervenția omului nu ar fi permisă. Având în vedere că clopotul fiind foarte mare, fiind foarte deschis, era foarte greu să intervii. Chiar dacă mulți spun că puteam să intervenim, fiind o zonă de parc, cred că ei puteau să ia această hotărâre. Și zic, prin specialiștii care iau dânsi la parcuri, puteau un biolog să măsoare, să vadă circumferința și dezvoltarea care au avut-o în timp. Respinsă este și ipoteza conform căreia o captare care ar aduce apă la o păstrăvărie a Direcției Silvice, aflată în zonă din anul 1988, ar fi micșorat debitul cascadei și ar fi cauza prăbușirii peretelui. Cei de la Parcul Natural spun că ar fi monitorizat cascada, dar nu a fost observată nicio fisură în pereți și ar fi fost imposibil din cauza mușchilor. Noi, din cauza păstrăvăriei, fiindcă apa e luată de pe timpul lui Ceaușescu, de prin 1980, și având apă mai puțină, îi făcea mult mai bine, fiindcă dacă avea apă mai multă, se distrugea, cred că, mai înainte. Într-un comunicat de presă, reprezentanții RomSilva au respins ipoteza prăbușirii cascadei din cauza intervenției omului. Cascada s-a format în timp prin depunerea carbonatului de calciu din apele izbucului Bigăr, care a fost acoperit de un covor de mușchi. Carbonatul de calciu a pietrificat acest covor de mușchi, care s-a regenerat cu noi straturi de mușchi, ceea ce a făcut să crească în dimensiuni cascada și, nemai având susținere, peretele s-a prăbușit. Procesul educațional a revenit la normal în Dolj. Toate școlile și grădinițele din județ funcționează de ieri în scenariul verde. Se întâmplă acest lucru după ce numărul de infectări cu COVID-19 a scăzut constant, iar astăzi am ajuns la un singur caz nou confirmat în tot județul Dolj.
De ieri și până astăzi, în Dolj s-au efectuat aproape 400 de teste PCR și doar unul a fost pozitiv. În Craiova, de exemplu, incidența a scăzut la doar 0,11 cazuri la 1000 de locuitori. Având în vedere că numărul de infectări a scăzut atât de mult, procesul educațional se desfășoară cu prezența fizică în toate unitățile de învățământ din județ. Ultimele școli care au trecut în scenariul verde sunt cele din Ghindeni, Teasc și Cernătești. Au rămas în continuare valabile măsurile de prevenție, purtarea măștii în spațiile închise, păstrarea distanței fizice și dezinfectarea unităților de învățământ. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și cei directorilor pentru agricultură și sanitar veterinare din Oltenia s-au întâlnit la Râmnicu-Vâlcea. Ei au stabilit ce pași au de urmat în campania de promovare a programului România cu bun gust, un program care încurajează consumul de produse locale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este în plină campanie de promovare a instrumentelor prin care fermierii și producătorii locali pot accesa schemele de calitate europeană și națională. Statul încurajează astfel consumul de produse locale prin programul România cu bun gust și, totodată, încearcă să identifice cât mai mulți producători care îndeplinesc condițiile pentru a obține certificarea de produs montan sau produs ecologic. Pentru început au loc întâlniri regionale cu reprezentanții direcțiilor agricole și centrelor de dezvoltare montană, iar ulterior vor începe discuții cu producătorii și fermierii. Ne concentrăm pe produsul local purtător de schemă de calitate pentru că e nevoie ca aceste produse să se nișeze și e loc pe piață ca ele să-și cucerească un anumit segment de clienți și scheme de calitate nu sunt altceva decât un instrument de dezvoltare pentru producător și un instrument de recunoașterea calității care vine în sprijinul consumatorului. În cadrul întâlnirii a fost prezentată o situație a producătorilor din Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, care au înregistrat până acum produse tradiționale, precum și problemele cu care se confruntă cei care doresc să-și certifice produsele în cadrul schemelor de calitate. Cele mai multe produse tradiționale din zona Olteniei sunt înregistrate în acest moment în Vâlcea. Cele mai puține, respectiv 2 produse tradiționale, sunt înregistrate în județul Olt. La nivelul județului Vâlcea avem 14 produse tradiționale din carne, un singur agent economic, 2 produse tradiționale pe bază de alcool, tot un agent economic, un produs tradițional în curs de reatestare dulceață din petale de trandafiri și un produs tăiței de casă a doamnei Babu Stâna Ștefanu de la Voineasa. Sunt doar 2 produse tradiționale atestate, cu atestate de produs tradițional, pentru că un pic sunt dure condițiile pentru procesarea acestui tip de produs tradițional, iar producătorii primari nu dispun de sumele necesare să-și amenajeze mini-fabricuțe la nivelul exploatației. Eu aș dori să existe o derogare ca acești producători care au materie primă din propria exploatație să-și folosească bucătăriile proprii, unde să-și producă acest produs tradițional. De ce vă spun de bucătărie proprie? Pentru că toți au bucătării cu spații amenajate, iar produsul tradițional nu se face pe scară industrială. Există o cantitate minimă pe care trebuie și o cantitate maximă pe care ei trebuie să o proceseze în fiecare zi, în jur de 400 de kilograme maxim. Deci ei nu ar face în fiecare zi cantități industriale. Acum, producătorii din Vâlcea, Gorj și Mehedinți sunt încurajați să aplice și pentru dreptul de utilizare a mențiunii de calitate produs montan. Această mențiune reprezintă o recunoaștere la nivel european a produselor alimentare din zona de munte obținute prin metode tradiționale. Schema de calitate produs montan vine în ajutorul lor, reușește să facă o diferențiere între un produs care provine din zona montană și un produs care provine din zona de câmpie și este o schemă de calitate care are o componentă socială extrem de puternică. Deci are rostul de a ajuta acești producători din zona montană, de a evidenția produsul și, bineînțeles, vine și cu beneficiile și avantajele fiscale. Reprezentanții Ministerului Agriculturii anunță că vor urma și întâlniri cu producătorii și fermierii. De asemenea, Ministerul le va pune la dispoziție ghiduri cu pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a accesa o schemă de calitate. Operațiune spectaculoasă în munții Argeșului pentru a moderniza accesul în cetatea lui Vlad Țepeș de lângă Vidraru. Proprietarul Muzeul Județean Argeș a apelat la salva montiști și la un elicopter care să urce în vârf de munte mai multe echipamente. Totul pentru primirea miilor de turiști care vor urca cele aproape 1500 de trepte.
Așa au ajuns în vârf de munte mai multe cutii cu echipamentul prin care se va face accesul în cetatea construită la jumătatea mileniului trecut de Vlad Țepeș. Vorbim despre un sistem de turnicheți prin care turiștii vor face accesul în cetate. Ca să modernizeze cetatea lui Vlad Țepeș, Muzeul Județean Argeș a cerut ajutor salvamontiștilor pentru a duce în vârf de munte materiale de construcție și un automat de bilete. Iarna trecută nu s-a putut executa misiunea pentru că a fost foarte multă ceață la nivelul solului în acea zonă și a fost amânată pentru vară, astfel că ieri am reușit să transportăm toate materialele, undeva cam la 400 de kilograme, împreună cu acel automat de bilete. Greutatea mare a acestora i-a făcut pe salvamontiști să apeleze la ajutorul unui elicopter care a ridicat tot ce era necesar. Cetatea Poenari este un monument istoric din secolul al XIV-lea și se află pe un vârf de munte care domină cheile Argeșului. Am înregistrat înainte de pandemie undeva la 120.000 de vizitatori și pentru că acum, iată, și în urma vaccinării, în urma acestor relaxări, a început din nou să crească numărul de turiști în zonă. La cetate se ajunge urcând 1488 de trepte. Abia acolo se face accesul, iar de acum se poate și prin turnicheți. Consilierii județeni din Olt au aprobat astăzi parteneriatul cu administrația din Caracal în organizarea Festivalului Național de Teatru Ștefan Iordache. Totodată, aleșii olteni au aprobat alocarea 200.000 de lei pentru organizarea Regalului Teatral, devenit o tradiție pentru fosta reședință a Romanațiului. Ediția a 11-a a Festivalului Național de Teatru de la Caracal se va desfășura în perioada 13-20 iunie și va fi dedicată scenografei Lia Manțoc. Consilierii din Olt au aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare un proiect prin care administrația județeană încheie un parteneriat cu Primăria Caracal și Mișcarea de Rezistență a lui Marius Tucă, în vederea organizării Festivalului Național de Teatru Ștefan Iordache. Aleșii au aprobat și alocarea sumei de 200.000 de lei pentru organizarea evenimentului cultural devenit tradițional pentru fosta reședință a Romanațiului. Suntem prezenți alături de municipiul Caracal în acest festival care a ajuns la 11-a ediție. E un eveniment important în calendarul manifestărilor din județul Olt și suntem prezenți de fiecare dată și alături de toate localitățile care au astfel de manifestări culturale și artistice. Ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru Ștefan Iordache de la Caracal este dedicată scenografiei Lia Manțoc, ca de fiecare dată pe scena Naționalului Caracalean vor urca nume grele ale teatrului românesc, dar și unii dintre cei mai în vogă actori români. Festivalul se va desfășura în perioada 13-20 iunie, timp în care vor avea loc 9 spectacole. În ultimele zile am încercat să dăm o altă față exteriorului teatrului nostru și zonei din față. Sper ca oaspeții să se simtă bine, pentru că avem mari actori care vor veni, ca de obicei, Horace Mălăire, Maia Morgenstein, Marcel Iureș și mulți, mulți alți actori de talie, care vor veni nu pentru prima dată la Caracal. În premieră la ediția din acest an, spectacolele vor avea loc în altă locație decât cea a Teatrului Național. Astfel, drumul lui Făt Frumos al Teatrului Național Ile Caragiale, programat pentru sâmbătă, 19 iunie, va avea loc în Parcul Constantin Poroineanu, iar concertul lui Nicu Alifantis din aceea zi se va ține la Teatrul de Vară. SCM Craiova a debutat cu dreptul în turneul de baraj pentru menținerea pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Sportivele antrenate de Bogdan Burcea au câștigat la scor întâlnirea cu CSM Roman 37-15. În urma acestei victorii și a scorului, craiovencile s-au instalat pe primul loc în clasamentul turneului. O victorie în această seară în fața jucătoarelor de la Corona Brașov ar asigura prezența craiovencilor în Liga Florilor și în sezonul viitor. Ieri la Buzău s-au disputat primele două partide ale barajului de menținere promovare în Liga Florilor, la care participă alături de SCM Craiova, Dacia Mioveni, CSM Corona Brașov și CSM Roman. În prima întâlnire, Dacia Mioveni a trecut cu 28-23 de CSM Corona Brașov. În cea de-a doua întâlnire, sportivele pregătite de Bogdan Burcea au câștigat fără drept de apel primul meci al turneului de baraj pentru menținerea în Liga Florilor. Ele s-au instalat la cârma jocului încă din primul minut de joc și au continuat să impună meciului un ritm
Malert, căruia adversarele nu au reușit să-i facă față. Jucătoarele de la CSM Craiova au intrat la vestiare cu un avantaj considerabil de 11 goluri, iar după repriza secundă, sportivele antrenate de Burcea și-au dublat avantajul. Astfel că la finalul jocului, tabela de marcaj indica o victorie extrem de clară a craiovencelor cu 37-15. În cea de-a doua zi a turneului de la Buzău, Dacia Mioveni întâlnește CSM Roman, iar craiovencele, care vor juca de la ora 18:30, vor întâlni jucătoarele de la Corona Brașov. Vreme caldă mâine, însă instabilă, nu scăpăm de precipitații. Mai multe detalii în rubrica Meteo. Astăzi în Oltenia vremea s-a menținut caldă și a devenit instabilă. Cerul a fost variabil cu înnorări temporar accentuate. Local, mai ales în zonele montane și submontane, au fost averse și descărcări electrice. Cantitatea maximă de precipitații înregistrate a fost de 18,3 litri la Baia de Fier. Vântul a suflat slab până la moderat. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 19 grade la Polovrag și 28 grade în Bechet. La noapte, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate în prima parte a intervalului, când izolat vor mai fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. Mâine vremea se menține caldă și în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate după amiază și seara, când vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în zona de munte și pe arii mai restrânse în restul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius. Telejurnalul a ajuns la final, însă dacă sunteți martori unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. O seară liniștită să aveți! La revedere!